Ne-am întors în studio la Școală și Sănătate și dacă nu ați reușit să fiți alături de noi în prima parte, vă spun că invitata mea din această ediție este doamna Gina Botnariu, este șefa clinicii de diabet, nutriție și boli metabolice din cadrul Spitalului Sfântul Spiridon din Iași. Iată, discutam noi despre diabet, tipurile de diabet, dar și de noutățile care au apărut în această zonă și înainte de pauză ne povesteați, iată, de aceste fonduri care s-au dat din partea Ministerului Sănătății pentru copii în special, așa am înțeles, și cred că e o soluție foarte bună și binevenită și mult așteptată pentru părinți în special. Da. Și pentru tinerii și, bineînțeles, cu timpul vor primi toți pacienții cu diabet de tip 1. În funcție de urgență, deci urgența va fi stabilită de medic. Deci se va prioritiza cumva... Da. Să spunem așa, ordinea în care vor primi cei pacienții. La nivel de Iași, avem o statistică cu pacienții de diabet? Să știți că la cabinetul de diabet am ajuns la fabuloasa cifră de 60.000, dar avem mulți pacienți și avem vreo 2000 de pacienți, cred că, cu diabet de tip 1 și avem suficienți pacienți cu asta diabet pe ce de perioadă? Tip 2. Bine, acum ei s-au mai pierdut din evidență, unii s-au mutat, unii au plecat din țară, dar evidența, să știți că este de pe vremea Otiliei Cazimir. Mi-amintesc că avea afișa cu numărul 9. Oricum e o cifră impresionantă, este. Mai ales la nivel de Iași, pentru că asta înseamnă că e o boală care, iată, face ravagii, e purul adevăr. Dacă diabetul este lăsat de banii lui, sigur că poate face ravagii, pentru că diabetul insuficient tratat duce la complicații invalidante. Și trebuie să ne gândim la pierderea vederii, la dializă, deci la insuficiența renală și la afectarea gravă a aparatului cardiocirculator. Infarct de miocard, insuficiență cardiacă, accident vascular cerebral, amputațiile membrelor, toate sunt complicații ale acestei boli dacă, repet, boala nu este bine controlată. Da, din fericire trebuie să ne bucurăm și pentru cazurile care beneficiază de transplant de rinichi. Iată că în zona Iașului a crescut mult cumva această procedură și ne bucurăm. Da. Din păcate nu sunt foarte mulți donatori care să vină în sprijinul acestor pacienți, dar se fac pași. Se fac pași importanți și asta clar e un lucru bun. Da, la diabetic este o particularitate, se face transplant renopancreatic. Că dacă diabetul nu este perfect echilibrat ulterior, să știți că se pierde grefa. Și este foarte mare păcat. Adică pacientul face nefropatie ca și mai devreme. Dar, într-adevăr, transplantul renal reprezintă o soluție extraordinară. Da, o minune pentru săracii care pot beneficia. Nu știu dacă am vorbit de cauzele diabetului. Principal ar fi pe zona asta ereditară, dar alte cauze mai sunt specificate? Pentru diabetul de tip 1 vorbim de cauzele imunologice. Deci diabetul poate fi privit ca o boală autoimună. În schimb, la diabetul de tip 2, sigur că există și factori de mediu, și aș zice eu obezitatea în special, care este tot o boală de nutriție, și mai ales obezitatea abdominală, care practic induce o rezistență la propria insulină. O rezistență care în timp practic consumă rezervele pancreatice. Că știți, pancreasul este obligat să lucreze mai mult și mai mult. Da, și la un moment dat persoana observă că slăbește, neținând niciun fel de regim, numai că această slăbire se face cu un foarte mare preț, cel al apariției unei boli nevindecabile. Că diabetul până acum
nu s-a vindecat. Sigur că există și aceste boli endocrine care, din cauza dezechilibrului hormonal, determină apariția hiperglicemiei sau diabetul care apare concomitent cu unele tumori, să spunem tumoră de pancreas, tumoră de suprarenală, dar odată cu îndepărtarea tumorii, diabetul, să spunem că este eliminat, da, eliminat și el. Da, câteodată mai apar niște recidive. Sunt foarte multe condiții în care apare. De prevenție, m-am spus că mai puțin, dar vă spun, într-adevăr, menținerea greutății, a căuta să mănânci corect, să iei măcar 4 mese pe zi. E vorba în principal de micul dejun, de mutarea numărului de calorii, să spunem 70% în prima jumătate a zilei, menținerea unei vieți cât de cât active, mișcarea, mersul pe jos, nu e vorba de exerciții la sală sau de alte treburi un pic mai complicate, deși ar fi nemaipomenit de bune, așa, dar efectiv mersul pe jos, 30 de minute pe zi, este extrem de benefic. Sfaturi foarte bune, pentru că ați menționat mai în prima parte de optimizarea regimului alimentar. Haideți să vorbim un pic așa și de acest lucru. Avem cumva un regim pentru cei care sunt diagnosticați cu diabet sau pot consuma cam orice, dar în limita moderației? E bine ca la prima ședință de educație să nu spunem aveți voie aproape de orice. Cuvântul cel mai potrivit este măsură, cumpătare. Pentru că dacă le iei cu măsură, într-adevăr, glicemia este menținută în niște limite bune pe toată durata zilei. Sigur că prima dată trebuie excluse dulciurile rafinate. Deci spunem diabet. De ce? Pentru că nici măcar insulina care se administrează subcutanat nu reușește câteodată să contracareze glicemiile foarte mari induse, de exemplu, de lichidele dulci. Beau un suc îndulcit cu zahăr sau o cafea îndulcită cu zahăr. Ei, zahărul acela se absorbe foarte repede prin mucoasa intestinală, mai repede decât poate ajunge în sânge insulina injectată subcutanat, pentru că aceasta nu este eliberată pe o cale normală. Deci, în mod normal, pancreasul eliberează insulina unde? În sânge. Ajunge unde? În circulația portală. Asta este perfect, dar ajunge într-un timp extrem de scurt, nu ca insulina administrată subcutanat. Și de aceea nu reușim să sincronizăm sau să găsim insulina perfectă care să mimeze un pancreas. Vă dați seama că problema ar fi fost rezolvată de mult. Da. Dar excluderea dulciurilor foarte concentrate, deci a glucidelor concentrate, este o primă măsură. Sigur că sunt permise glucide, dar cu absorpție lentă și cu absorpție moderată. Și, bineînțeles, alături de un consum de fibre de măcar 20 de grame pe zi. Sunt permise și proteinele, mai ales cele de calitate, să reprezinte jumătate din rația proteică. Atunci când spun proteine de calitate, înseamnă că sunt acele proteine care nu pot fi sintetizate de ficat. Și înseamnă produse lactate, înseamnă un ou pe zi și înseamnă, bineînțeles, proteinele din carne. Dar foarte mare importanță are și consumul de lipide, pentru că, v-am spus, diabetul poate da modificări concomitente și în metabolismul grăsimilor. Deci exagerarea consumului de grăsimi poate conduce la cetoză, iar pe un timp îndelungat la instalarea aterosclerozei, ceea ce înseamnă deja o altă complicație. Deci
La ședințele acestea de educație, pacientul este învățat ce și cum să mănânce. La pacienții care fac insulină, ideal ar fi să mănânce de 6 ori pe zi, cum spunem noi, puțin și des. O masă să o împărțim în două, mâncăm acum, mâncăm restul peste 2 ore. Și mâncând puțin, sigur că nivelul glicemiei se menține constant în platou. Dacă se mănâncă mult odată, e nevoie și de o doză mare de insulină. Doza mare de insulină înseamnă că transformăm toate glucidele în grăsime. Și pe o perioadă lungă de timp asta nu e bine, pentru că duce la creștere ponderală, iar creșterea ponderală nu e indicată persoanelor cu diabet. De fapt, nu e indicată nimănui. Da, n-ar face decât rău. Sunt permise în general cam toate categoriile de alimente, dar e adevărat că la unele, să spunem, e bine să mănânce la început la cântar, pentru că măcar își formează ochiul și știe, de exemplu, din fructe, cam încât să se încadreze. Paste făinoase, nu spunem că nu e voie deloc, e voie, dar cu măsură. Să spunem 250 de grame de orez cântărit fiert sau 180-200 de grame de pâine, dar și aici spunem pâine albă mai puțin, pentru că într-adevăr ridică glicemia destul de repede și e preferabilă, să spunem, pâinea intermediară, neagră, pâinea cu semințe este ideală, pentru că nu se absorbe foarte repede și nu determină vârfuri mari de glicemie. Deci, așa, sper să nu fac o afirmație periculoasă, au voie din toate, dar cu măsură la unele alimente. De exemplu, au voie la liber legume și zarzavaturi. E foarte bine să aibă la fiecare masă o legumă, o salată. Este ideal. Dar sunt oameni care mănâncă, de fapt, carne cu carne. Știți, da, carne, păi, brânză și ou. Legumă cea mai importantă. Nu e o știm, carne. Mai grohă e din când în când săraca legumă, dar... Cel puțin. Cred că alcoolul și tutunul ies din discuție, clar. Aici este o discuție periculoasă. Tutunul iese sigur din discuție, pentru că țigara nu face decât rău, nu produce decât o contracție prelungită a vaselor și cum persoana cu diabet are o mare predispoziție pentru a-și îmbolnăvi aparatul cardiovascular, sigur că, mă rog, fumatul poate duce la apariția arteritei și arterită de vreme înseamnă deja tendință la gangren, fel și fel de necazuri și decât să ajungem la operație de bypass la nivelul membrelor inferioare, mai bine renunțăm la țigară, că eu zic că e bine și pentru plămâni, nu numai pentru... Da, din păcate cam afectează 80% din organism, părerea mea, da. Și poate și mai mult, da. Dar da. Iată că sunt destul de mulți. Iar alcoolul trebuie consumat cu moderație. Aș dori să nu se înțeleagă faptul că obligăm pacientul să consume alcool. Din nefericire, sunt și pacienți care înțeleg în urma acestei discuții că, domnule, m-au obligat să beau. Nu! Dacă este opțiunea pacientului și dorește să servească, și aceste băuturi trebuie servite cu moderație, să spunem 200 de mililitri de vin sau, nu și, 50 de grame de tărie. Dar e bine așa să fie odată la ceva timp. Odată pe săptămână, să nu abuzeze, nu e neapărat necesar. Nu face bine. Dar pentru că predispune, printre altele, nu numai la îmbolnăvirea ficatului, dar predispune la apariția hipoglicemiei. Și din nefericire, hipoglicemiile precipitate de alcool sunt cele mai grave. Sunt da. Foarte multe efecte adverse, să spun așa, și dezavantaje. În mare parte am cam aflat tratamentul diabetului, dar dacă mai e ceva de precizat, am să vă rog să ne informați, să fim 100% informați.
Sigur că tratamentul este stabilit de medicul diabetolog. Unde trebuie tablete, trebuie tablete. Unde trebuie insulină, trebuie insulină. Medicul are personalizat, probabil, pe o fiecare... discuție, este sigur, personalizat pe pacient. Are întotdeauna o discuție în care îi explică pacientului de ce e necesară insulina sau de ce e urgentă insulina și, sau de ce se începe cu tratament prin tablete. Să știți că avem o paletă foarte largă de medicamente utilizate, pentru, în special pentru diabetul de tip 2. Deci dacă pentru tipul 1 insulina, bineînțeles, avem mai multe variante. Pentru diabetul de tip 2 avem o paletă foarte largă, repet, suntem țările de top cu un tratament de foarte bună calitate. Este gratuit, deci să privim această latură, partea foarte bună, pentru că nu în toate țările europene tratamentul este absolut gratuit și consultația medicală este gratuită, deci eu cred că stăm bine. Da, sunt multe avantaje la noi, la români. Și pe zona aceasta, iată, de diabet. Da. Mai bine să nu fii bolnav. Vorba idealul. Ideal, dar da, nu se poate, nu ai cum. Alte reguli de urmat pentru pacienții care sunt diagnosticați cu diabet, ne-ați spus, de optimizarea regimului alimentar. Automonitorizarea, deci determinarea glicemiilor. Pacientul cu diabet de tip 1 e bine să-și monitorizeze glicemiile înainte de mesele principale. Sigur că ei sunt învățați eventual să-și ajusteze dozele de insulină în funcție de cantitatea de glucide din farfurie. Marea majoritate știu foarte bine, dar trebuie să vină și la control, adică nu dintr-o dată am predat diabetul pacientului și totul s-a terminat, nu e așa, deci ajustarea dozelor e bine să fie făcută împreună cu medicul curant. Și pacientul cu diabet de tip 2, ideal ar fi să-și facă glicemia măcar o dată pe zi, măcar dimineața la trezire, ca să știe în ce situație se găsește. Și de ce nu? Deci să-și determine. Pacientul cu diabet de tip 1 e bine să-și facă hemoglobina glicată, deci acea media glicemiilor, să spunem, pe ultimile 120 de zile, ca să ne arate gradul de control. E să-și facă de 2 ori pe an, niciodată la 6 luni, iar pacientul cu diabet de tip 2 să-și facă măcar o dată pe an. Ideal ar fi să-și facă măcar anual un examen al fundului de ochi pentru depistarea precoce a retinopatiei și, bineînțeles, pentru prevenirea agravării acesteia. Măcar o dată pe an o electrocardiogramă și, de ce nu, analizele generale o dată pe an cu profilul lipidic, verificarea probelor hepatice, renale, microalbuminuria pentru a vedea starea rinichiului. Toate acestea se pot face în ambulator, fie cu bilet de trimitere, fie există aceste posibilități cu internare de zi în care pacientul să beneficieze de aceste explorări o dată pe an și, bineînțeles, consultația medicală care să, da, să mai vadă pe aici, pe acolo, pe unde trebuie schimbare. Dar vă spun, pacientul venind la rețetă o dată la 3 luni, eu zic că este destul de bine monitorizat. Măcar așa, sau măcar pacienții aceștia să meargă să-și vadă de sănătate, că în rest așa greu ne ducem să ne facem niște analize, parcă împiși de la spate, parcă ar trebui să se întâmple ceva ca să mergem să facem o dată pe an niște analize simple, să vedem dacă suntem în regulă. Da, e bine că și la servici câteodată se mai pune problema evaluării medicale, anuale. Da. Uitați, odată cu Ziua Internațională a Luptei împotriva diabetului, pe 14 noiembrie,
Știți că au fost plasate două rulote în față la primărie, unde s-a determinat gratuit glicemia și acolo unde a existat indicația medicală, s-a determinat și hemoglobina glicată. Și să știți că s-au făcut suficiente descoperiri de diabet. Cât de benefice sunt și aceste activități sau manifestări ale bănuiesc că sunt asociații care se ocupă de astfel de evenimente. Da. Chiar dacă sunt o dată pe an, cred că sunt extraordinar de, da, de bune. Binevenite, vă spun. Și chiar mă bucur că populația a fost receptivă. Deci să știți că de dimineață, de cum s-a deschis caravana, până la ora 16, lumea a venit. Da, ați avut de treabă. Da. Sunt cumva în strânsă legătură bolile metabolice cu diabetul? Păi și diabetul este o boală metabolică, iar de obicei bolile metabolice sunt înlănțuite, pentru că așa este biochimia organismului viu. Sigur că diabetul se poate însoți de dislipidemie, deci o tulburare în metabolismul grăsimilor, de creștere ale colesterolului și ale trigliceridelor. Poate fi însoțit și de hiperuricemie, adică de creșterea acidului uric, care, deși aparent nu pare ceva semnificativ, aceste hiperuricemii înseamnă de fapt criza de gută, în forma acută, care este extrem de dureroasă, sau să privim spre partea cronică, litiaza renală sau depunerile de acid uric la nivelul articulațiilor sau sub piele, tofii gutoși. Deci, și aceste boli pot da foarte multe complicații. Pentru că acest acid uric, dacă se depune în țesutul renal, poate precipita insuficiența renală cronică. Deci sunt niște lucruri la care trebuie să fim foarte atenți. Să fim foarte atenți. Și există acest sindrom metabolic. De fapt, este un cumul de factori de risc. Persoanele care au obezitate abdominală au mai multă insulină decât trebuie, dar nu pot folosi corespunzător, și tot ceea ce derivă din această obezitate abdominală cu hiperinsulinism, adică hipertensiune arterială, diabet, bineînțeles, tulburări în metabolismul lipidelor, hiperuricemie. Dați-vă seama că dacă o astfel de persoană le are pe toate, înseamnă un foarte mare risc cardiovascular. Și nu ne mai mirăm de ce la vârste tinere încep să apară boli degenerative. Încep să apară insuficiență cardiacă, infarct de miocard, accident vascular cerebral. Nu e normal ca la o vârstă de 36 de ani să faci infarct, de exemplu. Da, până la urmă nimic nu este imposibil în aceste timpuri pe care le trăim. Da, asociate stresului general. Cred că e principala problemă cu care ne confruntăm cu toții. Da. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Ce planuri aveți pentru 2019? Bănesc că vă doriți mai puțin pacienți diagnosticați cu diabet. Asta cred că e o... Ar fi bine dacă ar mai scădea incidența. Să ne dorim să ne monitorizăm mai bine pacienții, să putem preveni apariția complicațiilor, că de fapt aici e marea problemă. Să dorim ca anul să ne aducă mai multe posibilități de monitorizare, deci mai mulți senzori și așa mai gratuite, departe, clar. Să facem viața mai frumoasă, să putem lărgi un pic în limitele posibilităților clinica, știu eu, sistemul de ambulator, să ne putem
vedeam mai bine secțiunile acestea de diabet, de dislipidemie, de picior diabetic, care este o mare, mare problemă. Este una din cele mai costisitoare complicații ale diabetului. Numai bine, un subiect și... pe care putem să-l dezbatem poate și într-o altă ediție, dacă o să acceptați invitația noastră. Vă mulțumim tare mult pentru prezența la Școală și Sănătate și vă mai așteptăm aici. Cu mare drag și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și vă doresc numai bine. Mulțumim tare mult. Doamnelor și domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Florina Stângaciu și vă dau întâlnire și miercurea viitoare de la aceeași oră. Pe curând!